Dragilor, am revenit alături de Andreea Groze, psiholog și psihoterapeut, și avem întrebări bune, avem întrebări care ne frământă, avem întrebări care sperăm noi că vor fi de folos pentru voi, răspunsurile pe care ea le va da, și considerăm că este nevoie să mergem puțin mai departe. Așa că dacă încă nu ai ascultat prima parte, te încurajez să o cauți, iar dacă ai ascultat-o, rămâi alături de noi. Andreea, îți mulțumesc pentru că ai acceptat să continuăm. Cu mare drag. Și prima întrebare pe care o am în minte este: de ce este important să înțelegem cum funcționează mintea omului? Ne-ai spus în episodul trecut faptul că e important să ne cunoaștem pe noi înșine. Cum funcționează mintea omului pentru început? E o întrebare foarte, foarte grea, pentru că nu putem, nici nu înțelegem exact cum funcționează. Știm așa, o picătură într-un ocean de modul în care funcționează mintea noastră, dar uite, un mod în care funcționăm și un mod prin care putem să ne cunoaștem, când înțelegem cum funcționează mintea noastră, acea parte de psihoeducație, cumva putem să înțelegem ce se întâmplă cu noi. Și am să iau ca exemplu emoțiile. Da? Emoțiile sunt niște reacții care pleacă din adâncul ființei noastre. Da? Și ceva din afară ne agață, da? Ne creează o reacție. Niciodată nu ne va crea o reacție ceva ce nu e noi. Cum spun, ne agață ceva ce e acolo. Dacă ne este indiferent, poate nici nu sesizăm. Dar dacă rezonează cu ceva din noi, imediat o să avem acea reacție emoțională. E foarte important să fim atenți la emoțiile noastre. Uite, trăim într-o societate care nu prea ne învață să înțelegem emoțiile, sau merge în extrema cealaltă, în care pune accentul și importanța doar pe emoții, ceea ce simt. Asta decid în funcție de ceea ce simt. Nu. Eu am o vorbă. Emoțiile sunt sfetnici foarte buni, conducători foarte răi. Între gândire și emoție trebuie să existe mereu un dialog. Se întâmplă ceva și simt ceva. Trebuie să-mi pun întrebarea. Ce e asta? De ce mă încântă lucrul acesta? De ce rezonează așa de mult cu mine? Pentru că e parte din experiența mea, mi-amintește de trecutul meu, de lucrurile frumoase din viața mea, sau pentru că e parte din structura mea. Da? Eu sunt o persoană care iubesc libertatea. Și asta se vede și în reacția emoțională pe care o am atunci când sunt pe vârful unui munte și am perspectiva asta așa de wow, dar parcă toată lumea e imensă, e nesfârșită. La fel o am în fața mării, când mă uit așa la mare și parcă nu se mai termină. Acel sentiment de libertate mă relaxează, îmi place, mă încarcă. Dar vezi, are de-a face cu structura mea. Simt acea eliberare și o caut. Da? Pentru că știi cum se spune, odată ce mergi pe munte, e ca un virus, nu mai iese de acolo. Eu așa acum când văd stâncile, simt așa că trebuie să ajung acolo, trebuie să urc. Te cheamă munții. Da, mă cheamă munții. Da, pentru că îmi declanșează ceva ce rezonează cu mine. Dacă ceva mă mânie, trebuie să mă întreb, ce e asta? De ce m-am mâniat? Ne uităm și la Domnul Iisus. Da? Se mânie în templu pentru că este atacată ce? O valoare. Este ceva din el ce rezonează. Și spune, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Când se încalcă dreptatea, ne mâniem. Dar vezi, ne agață doar ceea ce e acolo noi. Poate se întâmplă ceva și îmi declanșează frică. Trebuie să mă întrebarea, de ce e asta? De ce mi-a declanșat frică? Sau anxietate, să caut. Este chiar ceva care să mă înspăimânte în prezent sau a declanșat ceva undeva din trecut? Să nu uităm, creierul nostru funcționează prin asociere. Și emoțiile sunt indicatori, ca o hartă a comorii. Și comoara este să te găsești pe tine. Și emoțiile sunt acele indicii. Uite, ia vezi ce se întâmplă aici, de unde pleacă lucrul ăsta. Investighează.
Se vorbește mult în ultima vreme despre sănătatea mentală. Și adevărul este că pandemia a adus multe schimbări în toate domeniile, inclusiv în acest domeniu. Care crezi că este impactul negativ al pandemiei asupra sănătății mentale, aș spune, dacă ar fi să restrângem, chiar a credincioșilor care au o relație cu Dumnezeu, dar cu toate acestea au fost afectați? Din nou ne punem în context, da? Ce înseamnă pandemie? A însemnat moarte și pierdere. Cred că fiecare dintre noi am avut pe cineva mai apropiat sau mai îndepărtat pe care l-am pierdut. Poate un prieten sau o cunoștință. Știu că și noi ca familie au fost atâția oameni despre care am auzit că pur și simplu au murit. A fost acel șoc. Este o întâlnire cu moartea. Acum noi trebuie să știm ceva. Pandemia a fost o întâlnire cu moartea. Moartea a devenit foarte prezentă printre noi. Ce știm noi despre creier? El are două mari obiective. Primul, să ne țină în viață. Va face orice să ne țină în viață. Ne modifică inclusiv comportamentul ca să ne țină în viață. Al doilea lucru, după ce găsește acel mediu sigur în care ne ține în viață și suntem bine, vrea să-l păstreze, homeostazia. Da? Cele două mari obiective ale creierului. Nu-i place să-l scoți din zona lui de confort. Se asigură că a găsit un loc bun, unde ești protejat, primești, îți sunt împlinite nevoile și odată ce a găsit locul ăla spune, na, aici stăm. De asta nu-i place să plecăm uneori de acasă. Da? Că, sau nu dormim bine în prima noapte. Creierul devine foarte vigilent la tot ce se întâmplă și te întreabă ce ai făcut cu noi, ce ne-ai scos din mediul nostru sigur. Da? Acum, pandemia a lovit exact în aceste două lucruri. Unu, n-am mai fost în siguranță. Ce auzeam? Moarte, moarte, moarte. Era, nu știam de unde. Era așa multă confuzie și pe partea aceasta medicală. Foarte multe informații contradictorii. Nu mai știai, de fapt, ce să crezi. Da? Siguranța noastră a fost periclitată. Apoi, toată viața noastră, obișnuitul nostru, da? Cum zic, obișnuința este drogul nostru, al creierului nostru. Vrea obișnuință, orice, dar dă obișnuință. Tot ce a însemnat obișnuitul nostru, cotidianul nostru, a fost răsturnat. A dezechilibrat tot sistemul. Creierul intră în ce? În anxietate. Ce se întâmplă? Acesta este un aspect. Apoi ce a făcut pandemia? A izolat. Ne-a izolat unii de alții. Noi știm că suntem creați de Dumnezeu să trăim în relații. Nu putem în afara relațiilor. Creierul nostru, dacă se simte izolat, se simte în pericol. Cum mai zic eu așa în glumă, suntem o specie de turmă. Da? Adică avem nevoie să stăm unii cu alții. Nu ne simțim în siguranță în izolare. Du-te cu avionul și uită-te cum sunt așezate localitățile. Vezi câmpii și așa terenuri vaste, întinse, nici o casă. Apoi un furnicar acolo, sate, orașe, toți împreună. Căutăm să fim împreună. Pandemia ne-a izolat. Creierul când nu are aceste... Până la urmă, relațiile noastre sunt resursele noastre, sunt acele ancore. Acele ancore care ne țin stabili. Știm că oamenii sunt lângă noi, că nu suntem singuri. Suntem creați, da? După chipul și asemănarea unui Dumnezeu în relație. Pandemia ne-a furat relațiile. Apoi mai este și partea aceea de fiziologică, nu? Ce știm? Că serotonina, dopamina, oxitocina, endorfina, toți acești neurotransmițători ai stării de bine se declanșează natural în anumite condiții. Da? Știm că depresia, tradusă din acest punct de vedere, este un dezechilibru al serotoninei sau al dopaminei. Nu se secretă suficientă serotonină sau dopamină, sau nu beneficiază de aceste substanțe și atunci avem stări depresive. Da? Cum se declanșează serotonina în mod natural? Plimbările, activitatea fizică, să stăm în lumină solară, da? Dopamina, partea aceasta de exercițiu fizic și serotonina, când facem exercițiu fizic și ne mișcăm, avem acel buz de, știi, când mergi și faci un pic de sport și dintr-o dată te simți așa de bine și ai serotonina, da? Sau îți propui niște obiective,
mă duc și le ating, aceea e dopamina. În relații, în relațiile cu semnificație, se declanșează oxitocină în creierul nostru, da? Ei, gândește-te că prin faptul că am fost izolați și închiși cumva, pentru că nu s-a putut altfel, s-au creat și aceste dezechilibre la nivel al biochimiei creierului nostru. În acest context al efectelor pe care pandemia l-a avut, mulți creștini au nevoie de ajutor. Și nu doar efectele pandemiei, poate fi unul dintre motivele pentru care creștinii au nevoie de ajutor. Comunitățile în care se află pot să fie reticente la a cere ajutor, fie că e vorba de a cere ajutor unui terapeut creștin sau a nu-l cere deloc. Adică sunt oameni cărora le este teamă chiar și să apeleze la frați și surori specializați de teamă că fac ceva greșit. Cum ai putea să-i încurajezi? Acum, necunoscutul în general creează teamă. Nu ne place necunoscutul. Ne place să știm. A merge la psiholog, la terapeut, nu este în obișnuitul culturii noastre. Este un pic... Acum, încet, lucrurile încep să se schimbe și la noi, dar nu este ceva obișnuit. Nu i-aș judeca că au această reticență. Dar ai spus ceva foarte important. Ai spus despre comunitatea bisericii. Noi avem un avantaj uriaș și în planul acesta lui Dumnezeu extraordinar de mântuire este și acest aspect de a ne pune împreună. Cum va ști lumea că sunteți ucenicii mei dacă vă veți iubi unii pe alții? Hristos a rugat pentru unitatea ucenicilor. Comuniunea noastră este foarte importantă. Biserica trebuie să fie suportul numărul unu, locul principal unde oamenii să poată să vină, să fie liberi să vină, să își spună necazurile, ceea ce se întâmplă cu ei, să primească sprijin și inclusiv sprijinul acesta specializat. Acum se întâmplă un fenomen pe care nu reușesc să îl înțeleg foarte bine. Sunt unii lideri spirituali care îndeamnă oamenii să nu acceseze ajutorul specializat. Ei bine, asta mie mi se pare ceva foarte trist și foarte periculos și nu cred că oamenii aceștia sunt conștienți de consecințele faptelor lor. În momentul în care tu vii și spui, păi dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu mai ai nevoie de ajutor specializat. Dacă ai credință, nu mai ai nevoie. Ești pe un tărâm unde nu prea știi ce vorbești. Trebuie să ai smerenia ca lider să știi că înțelegerea ta merge până la un punct pe domeniul tău. Și acum am să spun ceva. Socrate, în apărarea lui Socrate, el spune că el a fost acuzat. Socrate a fost acuzat de diferite persoane și în cele din urmă a fost condamnat la moarte. Dar în apărarea lui, el explică de unde îi se trage lui toată nenorocirea și toate acuzațiile. Și spune că la un moment dat a fost în Delhi și acolo oracolul i-a spus că el este cel mai înțelept om de pe pământ. Și el, în încercarea de a înțelege ce vrea să spună, că nu se poate, că el știa că nu este cel mai înțelept om de pe pământ, merge la oamenii unde el știa, care profesau în domeniul unde el se știa ignorant. Da? Și merge la poeți și merge la cei care făceau obiecte artizanale și spune la un moment dat și cât era de uimit de priceperea lor, doar că apoi faptul că erau pricepuți în ceea ce făceau, le dădea, aveau impresia că sunt înțelepți în toate. Și aici falimentau. Și de fapt înțelepciunea lui Socrate stătea tocmai în faptul că știa, că nu știe. Trebuie să știu, și eu în toate cursurile pe care le-am făcut,
cu cât învăț mai mult, cu atât înțeleg cât de puțin știu. Cu atât mi-e mai frică să spun, a, uite, așa este. Eu să spun, asta e teoria care se aplică generală și adevărată. Pentru că îmi dau seama că înțelegerea noastră este foarte limitată. La fel și cu liderii religioși. Trebuie să știe că au o înțelegere foarte profundă, probabil, pe direcția pe care i-au studiat și pe profesia lor, dar nu este în regulă să meargă dincolo de aceste granițe. Trebuie să ai smerenia să știi că nu știi tot. Pentru că dacă tu vii cu acest discurs și spui, a, dacă ai credință, Domnul te vindecă de anxietate, de depresie, și omul nu se vindecă poate de anxietate și depresie pentru că, după cum spuneam, poate să fie o cauză biochimică, acolo un dezechilibru biochimic, da, Dumnezeu poate să facă orice și să vindece pe oricine din toate punctele de vedere, dar El alege. Dar Dumnezeu a lăsat și specialiștii și El a dat înțelepciune specialiștilor să înțeleagă, să vadă și să ajute. Da? Ei, în momentul în care tu vii în poziția aceasta de lider religios și spui, ah, Dumnezeu te vindecă dacă ai credință, omul ăla spune, ori nu am credință când nu e vindecat, ori e ceva neregulă cu mine și nu am credință, poate nu sunt ales de Dumnezeu. Sau poate lui Dumnezeu chiar nu-i pasă de mine. Sau poate Dumnezeu nu există. Și dintr-o dată, nu doar că l-ai oprit pe omul ăsta să caute ajutorul, ci ai schimbat poate și percepția asupra lui Dumnezeu. Ai spus, fără să vrei, ceva despre Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu n-a intervenit în viața lui și nu i-a ascultat rugăciunea. Poate nu-i pasă. Nu e interesat de mine. Poate nu sunt între cei aleși. Și iată în ce lucruri grave putem să intrăm când nu știm care ne sunt limitele. Eu nu sunt teolog. Am făcut și eu un colegiu biblic, dar nu sunt teolog. Eu când fac o prezentare la surori, stau și studiez o grămadă de comentarii pe un text și îl întreb pe soțul meu, uite, am înțeles asta, e corect, nu e corect, nu pot să-mi asum că sunt ceea ce nu sunt. Îmi știu foarte clar limitările. Îmi știu limitările și dacă, să zic că, în ceea ce m-am format, știu că înțelegerea noastră este foarte limitată și trebuie să am smerenia și înțelepciunea să vorbesc cu chipzuință. Ce avem nevoie să înțelegem despre noi înșine, astfel încât să nu mai dăm răspunsuri superficiale, clișeice, să folosim Biblia cu un limbaj de lemn? Uite, eu fac un exercițiu. Adică fac mai mult, am niște filtre, da? Unul este istoria. Da, istoria mă învață faptul că nu pot să, și leg și de ceea ce discutam înainte, faptul că oamenii au fost foarte siguri de anumite lucruri și s-au dovedit a nu fi chiar atât de adevărate în timp. Pentru că cunoașterea se va sfârși unde? În cer. Aici vom continua să descoperim și să cunoaștem, să credem că am înțeles ceva și apoi să ne dăm seama, stai că nu era chiar așa, dar trebuie să rămâi, cum spuneam, smerit. Apoi un alt filtru al meu este să-i ascult pe alți oameni. Da? Să-i ascult pe alți oameni care sunt mai înțelepți decât mine. Să, uite, știu că odată am fost la o prelegere a lui Horia Patapievici și i-am zis soțul meu, măi, sunt atât de limitată. Nu mai pot să vin cu atunea, eu știu ceva. Că aproape nu știu nimic când ascult pe omul ăsta, simt că vine să mă duc acasă în bibliotecă și să iau biblioteca așa, carte cu carte la rând și să mă duc, da? Cum să vorbești cu chipzuință și să fii înțelept tu într-o bibliotecă și să știi că acolo au fost mințile unor oameni. Și că tu ești o furnicuță mică, 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 mică într-un mușuroi uriaș. Wow! Excelentă imagine! Îți mulțumesc tare mult, Andreea, și cred că va ajuta faptul că discutăm despre aceste lucruri pentru că sunt realități pe care le trăim. Aceasta poate fi o ipostază în care oamenii nu sunt încurajați. Mai există cealaltă extremă a oamenilor foarte deschiși.
în a căuta ajutor, își doresc ajutor. Care e părerea ta despre a cere ajutor unui terapeut cu alte valori decât ale tale? Ești creștin, ai nevoie de ajutor și spui, uite, îmi place de specialistul acesta, l-am urmărit, văd că are rezultate și aș vrea să lucrez cu el. Cât e de important, dacă e important, să lucrăm cu oameni cu aceleași valori spirituale ca ale noastre? Vezi, spiritualitatea, în momentul în care te declari credincios, tu aderi la niște valori și și perspectiva ta este diferită. În noi este acea dimensiune spirituală. Dimensiunea spirituală este destul de scoasă din ceea ce înseamnă lucrul sau terapia laică. Și din punctul meu de vedere, dar este din nou punctul meu de vedere, nu este cel mai înțelept lucru. Pentru că în momentul în care omul vine cu această latură spirituală și nevoie spirituală, tu trebuie să fie echipat să poți să-i răspunzi. Acum, într-adevăr, nu putem să răspundem tuturor înțelegerilor și nevoilor oamenilor, dar dacă tu ai această valoare și este de bază în viața ta, relația ta cu Dumnezeu ajută foarte mult dacă te duci și cauți ajutor de la cineva care poate să înțeleagă. De exemplu, de ce ai niște zbateri morale într-o lume care spune, e în regulă să divorțezi sau de ce trebuie să te chinui, să lupți sau e în regulă să încerci să ai experiențe sexuale premaritale, de ce prostie asta să aștepți, da? Nu cred că, oricum, cred că un terapeut bun nu ar face asta, chiar dacă nu are aceste valori, dar ajută atunci când omul din fața ta înțelege perspectiva ta și locul de unde stai. Mulțumesc! Am multe întrebări, Andreea. Încerc să pun întrebările care sunt cele mai arzătoare. Uite, e o vorbă care e destul de populară. Să-ți speli rufele în public. Se folosește și în ipostaza în care ai o problemă, constați că nu o poți rezolva singur, vrei să te vulnerabilizezi, să ceri ajutor și îți vine această vorbă în minte. Ok, dar îmi spăl rufele în public. Cum putem să facem pace între sau care e diferența dintre a-ți spăla rufele în public, a cere ajutor și în același timp să te vulnerabilizezi? Acum să știi că atunci când vorbim de și de obicei atunci când vrei să ceri ajutorul, deja te confunzi cu lucruri destul de serioase. Pentru un ochi care știe să vadă, tu deja îți speli rufele în public. Da? Oamenii știu, dar tac. Când vorbim despre a spăla rufele în public, noi nu trebuie să spunem nimic. Pentru că te uiți la un cuplu și vezi, aia e spălarea rufelor în public. Când alegi să nu-ți rezolvi problemele, când alegi să nu ceri ajutorul, tu de fapt nu faci altceva decât să acutizezi o problemă care se va agrava tot mai mult, tot mai mult, până o să fie imposibil să nu fie observată de cei din jurul tău. Da? Problema este că, uite, vezi, eu sunt în acest rol de soție de pastor și văd anumite lucruri și îmi știu limitele și știu că nu pot să mă duc acolo să ofer un ajutor care nu mi-este cerut. Dar îmi doresc foarte mult în biserica noastră să creăm un mediu în care oamenii să aibă libertatea, să vină să spună lucrurile cu care se confruntă și greutățile cu care se confruntă. Și un mod în care facem asta este faptul că noi ne vulnerabilizăm în calitatea noastră de soț, soție. Nu încercăm să părăm ceea ce nu suntem, suntem onești despre zbaterile noastre, despre luptele noastre. Creăm acel mediu în care oamenii să se simtă liberi, să vină și să spună și eu mă lupt cu lucrul ăsta. Încurajăm oamenii să vină să spună, uite, mă lupt cu asta. Din față, spunem, vorbim despre depresie, despre anxietate, despre conflict, le normalizăm, da? Nu pudrăm așa frumos
totuși totul e perfect, frumos, suntem toți aranjați și de fapt înăuntru este dezastru. Da? Oferim ajutorul. Până la urmă, când alegi să nu-ți rezolvi problema, la un moment dat știi ca un gunoi pe care tot îl ascunzi. La un moment dat miroase, chiar dacă nu-l vezi, chiar dacă oamenii poate nu pot zica, asta este. Andreea, îți mulțumesc mult pentru tot ce ne-ai împărtășit. Cred că aceste informații și mai presus de informații, inima ta sinceră și care bate pentru oameni este evident. Cred că vor ajunge la ei și pentru cei care ne ascultați, încurajarea noastră este, din punctul în care sunteți, să faceți ceva. Fie să nu vă fie mai, să nu vă mai fie teamă să creșteți, să îndrăzniți, fie să cereți ajutor în cazul în care este nevoie de ajutor, pentru că până la urmă, ce contează cel mai mult este să știm că noi creștem în asemănarea cu Dumnezeu. Dar cum putem să creștem dacă ne este teamă, dacă ne este frică să îndrăznim, să ieșim din cochilia noastră? Așa că la o emisiune de creștere și la o emisiune care se numește Acțiunea bate ficțiunea, ce aș putea să te încurajez decât să acționezi? Vă doresc tuturor o zi cu rost!